Cu gând la libertate și cuvânt românesc ne amintim cu drag de Grigore Vieru. La sfârșitul anilor 80 îl găseam în prima linie a mișcării de eliberare națională din Basarabia. Textele scrise de poet, mai cu seamă versurile multor melodii, au avut un mare rol în deșteptarea conștiinței naționale a basarabenilor. Spunea într-un interviu păstrat în Arhiva Televiziunii Naționale că în țara noastră a fost în acele timpuri un soi de revoluție, dar fără arme. S-a făcut doar prin puterea cântecului și a cuvântului. Este singura revoluție, cred că, care s-a făcut fără arme. S-a făcut cu cântecul, cu poezie și muzică. Grigore Vieru s-a născut în 1935 în satul Pererâta, fostul județ Hotin, România, astăzi Republica Moldova. A venit în familia de plugari români a lui Pavel și Eudochia Vieru, a prins ani grei de după război. Povestea altădată că dragostea față de literatură venea din frică și singurătate. Vieru n-a venit pe lume oricum. Destinul lui ne-a marcat neamul întreg. Prin durerile, iubirile și conștiința lui, am învățat și noi să trăim altfel. De mic stătea nopții în șir cu cartea în mână, mărturisea și mama lui Vieru cu mai mulți ani în urmă. Prinșa, dragă mame, la calfos, la lucru, dar la școală nimeni nu trebuie să duci când n-am cu și. De el era ca lampa pe ctușă, așa nu lampa, și ce-n bucătărie, nu e lampa pe masă, și până în ziul, noaptea, spune acolo la masă și scrie. Dar mie ce și mă întreabă, dar și zice, toată noaptea e lumină în bucătărie, dar eu spun, și am în bucătărie lumină, stai mă îmbăiezec. Grigore Vieru a fost redactor la revista Nistru, publicația Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, apoi redactor la editura Carte Moldovenească, unde i-au apărut și două plachete de versuri pentru copii, Făt frumos și Curcubeul, și Bună ziua fulgilor. În 1965 îi apare volumul Versuri pentru cititorii de toate vârstele, pentru care îi se acordă premiul republican al Comsomolului în domeniul literaturii pentru copii și tineret. În 1968 apare volumul de versuri lirice Numele tău, cu o prefață de Ion Druță. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică. Chiar în anul apariției, cartea devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. De codru și izvor legați și frați planetei noastre întregi, suntem cu rana aliați, dar voi cu cine? Cu ce legi, cu ura pentru al nostru grai, cu ura pentru al nostru plai, ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa ne mulțumiți. În 1969, Grigore Vieru publică Duminica Cuvintelor, o carte mult îndrăgită de preșcolari. Un an mai târziu apare Abecedarul, semnat de Spiridon Vanghelie Grigore Vieru și pictorul Igor Vieru. Tot atunci iese de sub tipar volumul selectiv de versuri pentru copii, Treiezi. La numai câteva zile după apariție, în urma unui denunț, volumul este retras din librării pentru poemul Curcubeul, în care s-a găsit tricolorul românesc. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunării Naționale. Participă activ la dezbaterile sesiunii a 13-a Sovietului Suprem din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în care se votează limba română ca limba oficială și trecerea la grafia latină. În 1989, Vieru este ales deputat al poporului, adunând în jurul lui pe cei mai populari interpreți și compozitori de muzică ușoară din Basarabia, poetul întreprinde un turneu în Moldova de peste Prut. Vieru a scris despre ceea ce l-a durut, dar și despre ceea ce i-a adus lumină și iubire. Ne-a pus în vers copilăria, mama, neamul, țara, limba română. Răsoi, răsoi, răsoi. Găsim pe Vieru cu toată sensibilitatea în melodiile multor interpreți de la noi. Și el și ei nu mai sunt, dar trăiește emoția și cuvântul românesc. Tot cascăneul iernii și frunza o destramă, mi-e dor de vorba-ți caldă,
mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-atinge fața, ori poate a ta ne framă. Sunt alb, bătrân, aproape, mi-e dor de tine, mamă. Grigore Vieru spunea într-un interviu că oamenii din copilăria lui erau mai buni decât în zilele de acum. Nu știm dacă ne-o fi îndemnat prin asta să ne prețuim mai mult valorile și interiorul, dar cert e că i-am face bucurie și dincolo de lumea asta, având grijă de suflet. Și oamenii în copilăria mea, nu pot spune că o duceau bine, munceau și atunci, munceau extraordinar, așa. Și unii trăiau chiar sărăcuți. Eu însă m-am crescut într-o familie sărăcuță, așa. Și, dar oamenii erau altfel, erau mai buni la suflet. În anul 1990, Grigore Vieru este ales membru de onoare al Academiei Române. În 1991 devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii. În 92, Academia Română îl propune pentru Premiul Nobel pentru Pace. Iar un an mai târziu, poetul este ales membru corespondent al Academiei Române.